Urmează derbiul Timișoarei cu Timba. Nu știu dacă se poate numi derbiul Timișoarei. Derbiul Timișoarei eventual din punct de vedere al basketbalistic, atâta timp cât ambele echipe în acest moment sunt două echipe care sunt, din păcate, departe unde în mod normal ar trebui să fie Timișoara basketbalistică. Nu știu dacă putem să numim, putem să pronunțăm cuvântul, într-adevăr, derbiul din punct de vedere că ambele joacă basket. Dar din mai multe puncte de vedere nu putem să vorbim despre derbiul, dar cu siguranță un meci interesant și un meci care va atrage mulți timișureni la sală. Asta e una peste alta, este un lucru important. Vor prinde mai multe minute jucătorii care nu au prea evoluat sezonul ăsta? Dar nu știu de ce ar trebui. Nu știu, vom vedea câte minute. Depinde de meci. Eu n-aș dori să subestimez adversarul și să stau să vorbesc de acum că este un meci în care vor juca copii. Chiar n-ar fi corect să induc această stare. N-ar fi corect să induc această stare față de jucători pe care pregătesc. N-ar fi corect să induc această stare față de adversarul nostru de sâmbătă. Nu știu, vom vedea. S-ar putea să nu aibă destul spațiu de joc acești jucători, sau da, sau nu. Chiar asta rămâne de văzut în timpul meciului. Este foarte greu de vorbit înainte de un meci ca vor juca. Nu este un meci în care nu există un obiectiv. În fiecare meci al nostru există un obiectiv. Și aici, la meciul cu Timba, există un obiectiv. Deci, dacă există un obiectiv, atunci nu putem să vorbim cu două zile înainte de meci că vor juca unii și nu vor juca alții. Ce impresie v-a lăsat Timba până acum în acest sezon? Eu, sincer să spun, n-am urmărit eu atât de mult, deoarece de când am venit am fost foarte, foarte preocupat cu jocurile noastre, încât, foarte sincer să zic, n-am urmărit foarte, foarte mult. În orice caz, o echipă care nu a avut forță să câștige vreo meci cu echipele din primele 11 locuri din vaste motive, multe dintre ele eu chiar nu cunosc, dar în primul rând faptul că există diferența valorică între primele 11 și cele 3 de pe locurile 12, 13, 14 a situat pe Timba exact acolo. În orice caz, echipa care a dovedit că este mai bună decât celelalte două echipe din subsolul clasamentului. Deci o echipă care, după cum vede eu aici în sală, muncește, își apare interesul într-un mod în care știu ei să-l apere. Pur și simplu este o echipă din Timișoara și ca atare o respect. Chiar dacă tins pe zero, mai există o șansă matematică să ajungeți pe locul ăsta, luați cu acest aspect? Șansele ar exista dacă la meciul Rovinare și Steaua are și o bataie generală și dacă în urma acestei bataie generale Federația ar suspenda aceste ambele echipe, atunci matematic am avea șansele foarte mari să ne calificăm. O prezență de campionat, pentru mine este al nostru câteva meci motiv al lui Timba, deja sunt obișnuit cu acest meci, sper că vom câștiga și vom face un meci ca de obicei. Cum îi vezi pe cei de la Timba? Toți îmi sunt prieteni, știu de mult timp. Știu fiecare ce face, unde e mai bun, unde e mai slab. Deci nu cred că o să mă surprindă cu nimic. Te aștept să joci mai mult? Da, aștept să joc mai mult și mai cel ăsta. Sunt treilea de la coadă, cred că. Toți jucătorii tineri, cred că ne așteptăm să jucăm acesta. Șanse de a prinde play-off-ul mai sunt matematice, dar tind către zero. Tu mai crezi în realizarea acestui obiectiv? Normal, trebuie să credem până la final. Noi avem 3 meciuri, noi încercăm să le câștigăm pe toate 3 și restul ce se întâmplă în celelalte meciuri, nu se știe înainte.